Avem o temă seara aceasta despre disciplina moderației. Aș porni de la un verset al Apostolului Pavel din Filipeni 4:12. Tu ești cel cu Biblia? E în Noul Testament. Tu ai simțul umorului, da? Cum te cheamă? Andrei, mă bucur de tine, Andrei. Apostolul Pavel scrie așa: știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins, adică m-am disciplinat. Să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Aș începe cu un context în care trăim, ca să înțelegem mai bine ce este această moderație ca disciplină spirituală. Contextul în care toți astăzi suntem este cultura consumeristă. Nu e greșit să spui și cultura consumistă, dar s-a detașat deja termenul de consumerist, care înseamnă ce? Consumerismul este preocuparea excesivă pentru consum. Cum fiecare ideologie poate să nască idoli, și această cultură consumeristă poate să nască idolul consumerismului, care înseamnă că poți fi dependent de consum. De excesul de consum, mai degrabă. Bun, toți consumăm lucruri, întrebuințăm lucruri pentru a trăi, e normal. Dar când treci de un anumit nivel, peste cel de confort, ești în pericolul consumerismului. E un fel de mentalitate nouă care vine din prejurul tău. Într-o cultură consumeristă, așa se trăiește. Cumpără colegii, prietenii tăi, cumperi și tu. Chiar dacă n-ai nevoie. Cum spunea cineva, molurile au ajuns catedrale unde consumatorii se duc să se închine lucrurilor. Cineva spunea chiar că consumerismul este religia modernității. Care este scopul vieții pentru unii? Mă refer în societățile avansate economic. Noi suntem în zona aceasta. Europa, America de Nord, toată această emisferă nordică a lumii este cea mai bogată, îi merge cel mai bine și consumăm cel mai mult. Fără limite. Și scopul pentru mulți este doar acesta, să consume, că orice câștigă, să cheltuiască imediat. Acum, este un spirit al veacului. Ne-a prins și pe noi. Ne trezim că ne ducem la mall, ne ducem la supermarket și
cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Dar le-am văzut la publicitate, le-am auzit poate, în spoturi de câteva secunde. Și cumpărăm, cheltuim pe haine, pe lucruri, poșete, pantofi, ceasuri. Aveam o tânără în biserică care era deja căsătorită și în urma unui mesaj a venit la mine cercetată, Domnul mi-a vorbit, am o problemă, trebuie să mă mărturisesc. M-a speriat. Era căsătorită, zic, Doamne, fer, ce necazuri mari are. Și, bun, zic, care e problema? Era la terminarea slujbei, ne-am retras undeva. Frate, zice, sunt dependentă. Oh, și mai tare m-a apucat frica. Dar oare de ce e dependentă? Insist, care e dependența ta? Și am spune, parfumurile. M-am liniștit. Da și nu. Pentru că ea a fost cercetată, ea și-a dat seama, cheltuia foarte mult cu știrea soțului, apropo. Soțul a cedat. N-a mai putut face nimic. Dar ea a fost cercetată de Duhul lui Dumnezeu. Da? Avea posibilități. Dar Duhul i-a spus, e prea mult. Ai trecut limita. V-am dat acest exemplu banal pentru că vreau să vă pregătesc pentru altele mai serioase. Dar acesta e mediul în care trăim. Toți consumă, ne apucăm și noi și dacă nu veghezi asupra inimii tale, vei ajunge să consumi fără limită, excesiv, să uiți de cele duhovnicești și să te concentrezi doar pe cele pământești. Astăzi este un fel de presiune pe noi toți. Eu și eu mă includ aici. Acum eu am o vârstă, cum ziceau bătrânii, am o vârstă, nu mai sunt sensibil la acestea. Și ați observat ceva, că părinții voștri și bunicii mai ales, bunicii voștri, nu mai țin la lucruri, nu-și mai cumpără lucruri. Ia, gândiți-vă puțin. Ba mai degrabă încep să dea din lucrurile lor. Cu cât îmbătrânești, îți dai seama că e o deșertăciune, efemeritate, să ții la lucruri când alții au nevoie. Dar este o presiune psihologică. Unii spun că se numește maximizarea vieții. Adică așa trăim astăzi în emisfera asta nordică dezvoltată economic. Dacă ai o slujbă, dacă ești la un patron, ți se cere să dai maxim, să dai tot ce poți mai bun. Să te simți util societății. Dar această presiune a maximizării vieții a dus la foarte multe probleme de relații, familii distruse. Și cei care trăiesc sub maximizarea, duhul maximizării vieții, să știți că dau în boli și fizice și spirituale. Ați observat, de pildă, acum chiar guvernul de curând a confirmat faptul că magazinele vor fi deschise și duminica în România. S-a pus problema să se închidă. Am fost de curând în Franța, totul era închis în weekend. Sâmbătă după masa, toată duminica nu era nimic deschis, doar câteva magazine de strictă necesitate. Tot era închis. Am apreciat asta. La noi
Duminică, dacă faceți acest exercițiu, poate ați observat deja, când pleci de la biserică sau vii la biserică, parcările de la Lidl, de la Kaufland, toate spline. Acesta e sosul, mediul în care trăim. Și este foarte greu să fii cumpătat, echilibrat. Când societatea îți cere să consumi, să cheltuiești. Dar vreau să vă spun că eu, din perspectiva unui pastor și profesor de teologie, mă uit puțin altfel la niște lucruri și am observat că acest idol al consumerismului, al consumului excesiv de lucruri, a pătruns în biserică. Religia noastră este afectată de acest spirit și asta e datoria mea seara aceasta, nu să vă vorbesc atât pe zona socială, pe cea religioasă. O cultură consumeristă produce un consumerism religios. Să știți că și spiritualitatea, între ghilimele, care derivă dintr-o viață religioasă, urmărește aceleași lucruri ca orice societate care consumă. Am uitat la închinările noastre mai atent. Și mie îmi plac închinările mai noi. Încerc să țin pasul, nu prea reușesc. Am fost într-o biserică mai modernă, 3.0. Bisericile 1.0 sunt bisericile clasice. Știți, ca softurile. După aia, upgrade. Bisericile 2.0 sunt cele care combină și clasic și modern, contemporan. Și apoi există bisericile 3.0. care sunt foarte expansive, foarte contemporare, mereu inovative. Și am predicat odată într-o astfel de biserică în diasporă. Din 7 cântări am știut una singură. Și mă consideram și eu un pastor mai progresist, așa. Dar am fost complet depășit. De ce? Pentru că și în domeniul acesta se simte spiritul consumerist. Sau nu l-ați sesizat? Să facem un experiment. Fă tu un experiment pe tine. În timp ce ești la închinare, care durează, da? 10 de minute uneori, închinare prin cântare și rugăciune combinată. În timpul închinării, tu te gândești la lucruri materiale? La cum ești îmbrăcată? La cum arăți? La ce urmează să cumperi săptămâna viitoare? Dacă mintea ta zboară la a consuma, chiar și în timpul închinării, înseamnă că acest idol s-a strecurat și în inima ta. Acest spirit a pătruns și în închinare. Dar să nu mergem la lucruri așa de departe. Rămânem la închinare. Închinările noastre parcă sunt consumeriste. Pentru că în o închinare creștină, știți ce trebuie să producă? Contemplare. Uimire față de Dumnezeu. Și asta e închinarea. Închinarea este a scoate în evidență vrednicia lui Dumnezeu. Păi când închinările noastre scot în evidență omul, simțămintele omului nu mai este închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dar cei care compun, cei care regizează toate cântările mai noi, țin cont de închinător, nu țin cont de cel căruia te închini. Și atunci ne trezim că se consumă închinare.
gândești cântarea, cuvintele, organizarea, programele, ca să se simtă bine cumpărătorul. Ca asta fac toate magazinele. Da, de ce vând anumite produse și nu altele? În urma unui studiu de piață. Au tot felul de sondaje și spun ce preferă românii, ce preferă bărbații, femeile, tinerii, și acele produse apar pe rafturi în magazine. Când spiritul acesta consumerist pătrunde în biserică, se întâmplă la fel. Dacă cei care sunt implicați în închinare nu sunt atenți, vezi că închinarea seamănă cu societatea de consum. Ce oferim? Ca să nu plece tinerile, facem asta, ca să nu plece familiile tinerile, hai să facem și asta. Și grija este pentru cei care vin să consume religie. Frumos, gândul lui, cum îl chema pe tânărul care a fost aici? Dani, unde ești, Dani? Ai plecat? Bine că ai rămas. Și de ce te-am verificat? Pentru că am fost într-o biserică în care trupa de închinare, da? Când s-a terminat închinarea, au plecat din biserică. Plecat. I-am întrebat pe păstor, dar zic, unde e trupa? O, zice, ei sunt instrumentiști, așa, avem nevoie de ei, dar când și-au terminat numărul, au plecat. N-am mai stat la predică, la părtășie. Și am spus păstorul, eu i-aș desfința pe loc. Mai bine cântăm a capela decât să ne conducă o trupă care doar a venit să consume ceva, să vândă ceva. Cum să pui în fața adunării tineri, oameni care se iubesc pe ei? Dacă pui în fața oameni duhovnicești, care emeană, știți, la părtășie. Ați cântat foarte frumos, apropo. Felicitări. Pianistul, super. Tu dădeai tonul, le spuneai la toți ce să facă? Dar tu câți ani ai? 17 ani. Ești botezat? Slavă Domnului. M-am asigurat și, uite, aveți niște tineri minunați. Aici, în smerenie, să faceți lucrarea asta. Dar ați înțeles, mai ales voi. Voi nu ați venit aici pentru imagine, să vindeți ceva, ați venit să vă închinați, să scoateți în evidență vrednicia lui Dumnezeu. Și seara asta s-ați făcut și Domnul vă va răsplăti. Bun. Sper că m-am convins că acest spirit al consumerismului poate pătrunde oriunde. Acest consumerism are câteva caracteristici. Prima caracteristică este comoditatea. Comoditatea ca plăcere imediată. Scopul de a consuma este să ai o viață mai comodă, nu? Să obții plăcere în diverse domenii. Consumăm din plăcere. Ne place să cheltuim bani ca să obținem o plăcere de moment. Asta uneori se poate transforma în hedonism, care înseamnă obținerea plăcerii imediate, satisfacție maximă acum. Acum și aici. Ăsta e hedonismul. Tot un derivat al consumerismului este. Adică ți se propune un fel de viață care prin consum, prin cheltuială, da? Să aduci viitorul în prezent. Ce mă împlinește pe mine acum e mai important decât ce vine în viitor. Observați capcana. Cum spunea cineva foarte profund,
propunerea consumerismului este de a trăi nu pentru predecesori sau posteritate, ci pentru tine acum. Nu te gândești la predecesori, cum ar fi trăit ei, ce ar fi făcut ei. Nici nu-ți pasă. Și nu te gândești nici la cei care vor veni după tine, la posteritate. Pe tine te interesează acum și aici. Aceasta e prima caracteristică. Un fel de căutare a plăcerii imediate acum. O a doua caracteristică este competiția. În consumerism, să nu crezi că scapi de competiție, de rivalitate, pentru că ăsta e spiritul. Când ai, când poți, te uiți la ceilalți și te compari. A cumpărat, lasă că și eu. Asta am întâlnit-o mai ales în diaspora românească, acolo i-au cumplit o competiție non-stop. Cum și-a cumpărat un o mașină cu nu știu câți cai putere, cum nu mai poate dormi. El trebuie să-și cumpere la fel. Muncește în plus, face ore în plus, neglijează familia, nu contează. Competiția. În societatea de consum, te transformi într-un individ. Să vă fac diferența. Noi suntem persoane. Ce înseamnă o persoană prin definiție? O persoană este o ființă care trăiește în relații. Asta e definiția noastră. Noi nu existăm decât în relații. Asta e împlinirea noastră. Când trăiești numai pentru tine individual, da, devii individualist. Și persoana ta suferă. Se fragmentează sinele, cum mai spun unii filozofi. De aceea, unii dintre noi sunt indivizi, iar alții persoane. În funcție de priorități, dacă prioritatea ta sunt relațiile cu celelalte persoane, asta te definește ca ființă personală. Dacă însă prioritatea ta ești tu, sinele tău, toată ziua monologhezi, da? Nu te gândești nicio clipă la alții, ești un individ, dar nu o persoană. E subtilă diferența, unii o acceptă, alții nu. Eu cred că e bună această ilustrație. Asta se vede iar și în zona spirituală, pentru că unii dintre noi, dintre voi, vă trăiți viața spirituală fără să vă gândiți la celălalt. Și mișcarea evanghelică e vinovată de această încurajare a unei vieți individuale. Că relația mea personală cu Iisus Hristos, da, dar tu trăiești în comunitate, în biserică, nu? Relația ta personală trebuie să fie concretizată în ceva. Nu poți să fii tu singur, să alegi de unul singur, să nu-ți pese de ceilalți. De aceea noi aparținem de o comunitate. Aici suntem împliniți ca persoane, ființe personale. De aceea când vii la închinare cu noi, ar trebui să te gândești ce aș putea face pentru celălalt, nu pentru mine. Nu vii să te închini, ce mi oferă biserica asta? Ia să vedem. Și cum a fost cântarea? Cum a fost predica? Asta este individualism. Tot tu ești în centru. Și de aceea unii pleacă, schimbă, haiducii ăștia care umblă din biserică în biserică, nu se așează nicăieri,
pentru că sunt egoiști. Se gândesc numai la ei. Cred că biserica vine să le vândă ceva și ei să cumpere sau nu. Observați spiritul consumerist unde e? Păi un credincios se atașează de o comunitate ca să ofere ceva, nu să primească neapărat. Vii aici ca să zici cu ce poți sluji. Trebuie să fii neapărat în linia întâi. Da, ăsta e spiritul consumerist. Dacă așa ești toată ziua, așa ești în biserică. Deci, a doua caracteristică este competiția. Și ultima caracteristică este, le-am pus toate cu litera ca să fie mai ușor de memorat, comercializarea relațiilor. Ați observat cum în societatea de consum se comercializează, se negociază relațiile. Da? Ca să vă dau un exemplu șocant. Am zis că la început v-am dat un exemplu de pregătire. Dar uitați un alt exemplu. Sper că ați observat că în societatea asta de consum în care suntem imersați și noi, valorile familiei sunt expuse pentru consum. Relațiile sexuale, relațiile intime, nu mai sunt lăsate în perimetru familiei. Au fost scoase de acolo și au fost plasate la consum. Toate filmele pornografice pe asta se bazează. Au luat ceva sfânt, curat, o relație intimă care trebuia să fie în familie și numai acolo, și le poți vedea, le poți accesa acum, orice copil poate accesa pornografie. Știți cum te afectează asta? Nu mai ești curios, poate nici doritor să ai relații intime cu viitoarea ta soție sau viitorul tău soț. Pentru că relațiile acestea care sunt expuse acum, sunt de vânzare și tu le cumperi, accesând site-urile acestea. Nu îți mai trezesc interesul pentru viața sexuală reală în familie. Te autosatisfaci? Mai e nevoie de o femeie, de un bărbat real. Vedeți până unde s-a dus? Ni se fură ce e intim, frumos și se dă spre vânzare. Asta este o societate consumeristă seculară. Uitați-vă la publicitate, la spoturile publicitate și care, spoturile publicitare care sunt date de zeci de ori într-o zi, poate ani de zile, majoritatea care au succes sunt cele care includ un element sexual în ele. O păcăleală, o ceva. Pentru că alea se uită oamenii, ăstea aduc profit. Că în spatele acestor rețele de publicitate, știți, sunt câțiva oameni doar. Așa cum sunt în spatele Hollywoodului, un grup de oameni care decid totul. Ei fac analize pe noi, da? Și spun ce au nevoie acești oameni. Bun, asta le dăm. Acum, nu vreau să rămân la partea asta doar negativă. Sper că v-am convins până aici că avem o problemă în sosul ăsta, în societatea asta, în mediul ăsta trăim toți. Cum să ne păzim? Ce să facem? De aceea, în partea a doua a mesajului meu, aș vrea să vorbesc de cum să înlocuiești acest idol al consumerismului cu virtutea moderației, cu disciplina moderației. De aceea am ales ca moto al acestei serii
expresia aceasta, cum să consumi pentru a trăi și nu a trăi pentru a consuma. Că toți trebuie să consumăm ca să trăim. Dar să nu trăiești doar pentru a consuma. Nu am pastile ca să scăpați de acest idol al consumerismului. Aș putea mult să vorbesc aici despre soluții pentru biserică, dar nu e momentul, așa că mă rezum la câteva chestiuni practice care să mergeți și să puneți întrebări dacă doriți pe tema asta. Iată câteva idei. Primul lucru. Reeducați sau educați-vă, mai bine spus, educați-vă dorințele. Reeducarea dorințelor înseamnă să iei dorințele care sunt în tine, normale, naturale, și să le educi, să le controlezi. Așa ne-a creat Dumnezeu, să avem și dorințe după plăceri. E normal. Și plăcerea sexuală, plăcerea de a mânca, sunt în noi, sunt normale. Orice medic îți va spune acest lucru. Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne frustrăm. Citește Eclesiastul și îți dai seama parțial acolo. Se încurajează, nu uiți, zice, că să te bucuri de viață, de ce ți-a dat Dumnezeu în lumea aceasta. Dorința este în noi, e în structura ființei noastre. Dumnezeu a pus-o acolo. Și lumea materială din jur, tot El a pus-o să fie corespondent, care să ne împlinească multe lucruri, nu? Mâncarea, de exemplu, fructele, carnea, în sfârșit, alte lucruri sunt aici ca să ne împlinească. Avem dorințe de prietenie, să chegăm prietenii, dorința sexuală. Sunt partea generozității creatorului nostru. Dar dacă nu ții în frâu aceste dorințe, ele se pot transforma în păcate, dependențe. Aceea trebuie să faci ceva, să reeduci aceste dorințe. Sigur, noi credem în ce spune Apostolul Pavel des și în Galateni 5, în Romani 8, că Duhul lui Dumnezeu este cel care în credincios poate să-l cârmuiască, să trăiască după îndemnurile Duhului. Foarte frumoasă expresie. Să trăiești după îndemnurile Duhului. Da. Dar până acolo, iată ce ar trebui să faci. Să recunoști că nu ai putere să controlezi anumite dorințe. Până nu recunoști că ai o problemă, nu poți fi ajutat, nici măcar de Duhul lui Dumnezeu. Apoi, următorul pas ar trebui să ceri ajutorul. Pentru că tu ai ajuns să fii dependent de lucruri, de exemplu. Pentru că nu te poți ajuta singur. De aceea e nevoie ca cineva să te ajute. Aici poate să fii un mentor. Da? Fetelor, puteți apela la o soră matură în credință, dacă sunt chestiuni intime și cu care vă luptați și nu puteți birui. Și nu mă refer doar la parfumuri. Băieți, la fel, la frați maturi din biserică, aveți păstori, prezbiteri, poate să fie și din altă biserică. Acum cu internetul se pot accesa mai ușor mentori. Da. Dar trebuie să apelezi la cineva. Dar următorul pas este să faci ceva împotriva acelei dependențe. Să tai sursa dependenței, să tai sursa pentru consumerismul tău. Să iei măsuri radicale. Poate fi un obicei, gândire greșită, pot fi niște prieteni
care te trag mereu la anumite lucruri rele. Deci este primul lucru, să-ți reeduci dorințele. Să vezi ele sunt bune, nu sunt bune. Poți să le disciplinezi foarte frumos. Vă amintiți din Filipeni 4 cu 12. Da? Pavel spune din nou, are un cuvânt cheie. M-am deprins să fiu și bogat și sărac. Asta înseamnă disciplină. Al doilea lucru pe care vreau să îl sugerez. Să-ți dezvolți o rezistență concretă față de cultura consumeristă. Să faci ceva ca această cultură, da, seculară, să nu pătrundă în tine, familia ta, să iei măsuri. De exemplu, să reziști la atacul publicitar. Vă amintiți că o televiziune din România, ani de zile, a mers pe sloganul Fii liber? Nu, noi nu suntem liberi în Hristos, dar libertatea noastră nu este ceea ce sugerează o televiziune seculară, pentru că asta spune, fă ce vrei. Nu, un creștin nu face ce vrea, nu e liber, adică are o libertate, dar orice libertate a noastră este determinată. Numai Dumnezeu este singura ființă care nu are libertate determinată de nimic, de nimeni. El e absolut. Noi toate creaturile suntem liberi, dar limitați, determinați de împrejurări și mai ales de relații. Relațiile între noi, relația din familie, prietenie, ele sunt cele care pun granițe libertății noastre. Tu ai o libertate determinată. Dacă iubești relațiile, dacă înțelegi. Deci slogane de genul ăsta, fii liber, nu sunt pentru creștini. Trebuie boicotat așa ceva. Da? Așa cum se pot, apropo ca atitudine, să boicotez anumite inițiative sau companii care sugerează anumite păcate. Vă dau un exemplu. Dar să nu mă pune să vă spun compania. Nu e asta. Cu ani în urmă, tot așa la o televiziune, era o reclamă la o cafea. Și reclama era în felul următor. Dimineața, într-o casă, tatăl unei fete, da, pregătește o cafea. Cafea marca respectivă. Aburindă, licoare binecuvântată. Și se duce cu paharul de cafea, bate la ușa fetei. Și, surpriză, în loc să deschidă ușa fata lui, deschide un băiat. În pijama. Cu alte cuvinte, toată noaptea băiatul a stat cu fata lui. Tatăl se arată pe moment surprins în reclamă, da? Dar se uită la cafea, băiatul se uită la cafea, tatăl îi înmânează cafeaua adulterului. Da? Îi spunem pe nume, nu? Și se rezolvă dilema. Respectiv ia cafeaua și înapoi la fata lui, la fata tatălui. Bun, asta e toată reclama. Vrea să sugereze, vezi, cafeaua rezolvă și cele mai dificile dileme, situații. Cum ar fi păcatul imoralității. Ce am făcut? Și eu și casa mea. N-am mai cumpărat niciodată cafeaua aia.
Vreți să vă spun numele? Îl știți deja. Dar voi nu beți cafea, nu-i așa? Decât ocazional. Am înțeles. Dar reclama în sine sugera o imoralitate, deci ce nu corespunde gândirii creștine. Dar dacă te uiți zilnic la așa ceva, se uitau milioane de tineri la acea reclamă. Ce credeți că s-a întâmplat sau se putea întâmpla? Sugestia era, poți trăi părinților, lăsați copiii să fie liberi, să trăiască cu cine vor. Cafeaua rezolvă problema. Morală. V-am dat acest exemplu. Și alte situații. În același timp, boicotați pe cei care, sugerează în cultura lor, da, imoralitatea și alte lucrurile, dar vă rog să sprijiniți societățile, organizațiile care încurajează virtuțile adevărate, curate, da? Nu doar să boicotați pe cele rele, ci să sprijiniți pe cele bune. Puteți să o faceți asta. E o atitudine. Adică în această societate, da, marcată de consumerism, noi nu doar ne păzim, ci putem face ceva zidător, frumos, să scoatem în evidență ce este bun și frumos. Bun. Încă un gând practic. Asumă-ți responsabilitatea de ispravnic al creației lui Dumnezeu. Tu trăiești într-o lume pe care Dumnezeu a creat-o, lumea naturală. Ne bucurăm de ea, de tot ce este în ea bun, care ne slujește. Noi, spune Geneza capitolul 1, Dumnezeu spune acolo, că am primit mandatul acesta să fim administratorii acestei lumi. Da, vă rog încă o dată. Să fim administratorii acestei lumi. Consumăm din lumea asta și noi. Mâncare, da, de toate felurile. Consumăm și aerul, consumăm atâtea, pământul și tot ce ne dă el. Dar trebuie să o faci cu responsabilitate, fără să abuzezi de ele. Un prieten american, îl cunoașteți pe Ken Tucker? Cei mai mulți care sunteți cu muzica, îl știți. El e american, a venit în România, profesor de muzică, conduce organizația Iubilate, fundația Iubilate, minunat om, așa. Și când a venit el în România în anii 90, a spus că, într-un grup eram, ne-a spus nouă românilor că este șocat de faptul că noi românii folosim apa potabilă să ne spălăm mașinile. Nimeni nu spunea problema, apă bună, potabilă, îți speli mașina, că mașina e importantă. El spunea, așa ceva nu există. Apa aceea bună, de băut, e o valoare, este rară în părți, multe părți ale lumii, nu există. El avea așa un simț al responsabilității față de creație. Recunosc că pe noi nu ne-a șocat, nu ne-a schimbat, dar mi-am amintit acum de el, de observația lui. Acum, nu după ani de zile, regândesc cum să mă raportez eu la lucrurile pe care le primesc de la Creator. Un oarecare respect trebuie să avem. Avem grădină acasă mică, nu mare, așa. Vrem cu soția să fie curat tot, să fie ordonat. Cine trece pe lângă casa noastră să zică, iată niște oameni responsabili, care pot să scoată în evidență frumosul, un copac frumos, o floare.
Nu crezi că e responsabilitatea ta? Asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea de ispravnic al creației lui Dumnezeu. Mulți ani de zile n-am învățat acest principiu care urmează și îmi pare rău. Dar l-am învățat până la urmă. Știți care este? Cum îi afectează pe ceilalți, pe cei de lângă mine, ceea ce cumpăr eu? Dacă-s banii mei, fac ce vrei, vreau cu ei, nu? Îmi cumpăr ce vreau, că-s banii. Eu am muncit pentru ei, în sfârșit. Da și nu. Dumnezeu ți-a dat putere, ai muncit, ești inventiv, ești harnic, foarte frumos. Dar de ce crezi că ți-a dat Dumnezeu să ai mai mult? Nu ca să trăiești individual, fără să ții cont de ceilalți. Mai ales dacă ești creștin într-o comunitate, există un nivel de viață, este un fel de a trăi a celorlalți și tu ești parte a unei comunități. Ia mai gândește-te odată. Tu îți dorești lucruri șocante, în astea, extravagante, care să șocheze, că ai văzut tu undeva. Și un creștin se gândește de mai multe ori când trebuie să cumpere ceva. Cum îi va afecta pe cei de lângă mine ceea ce cumpăr eu? Da, am zis numai. Voi analizați și decideți. Știu că nu prea aveți bani. La voi nu e cazul, la cei mai mulți, că voi vă cumpărați din puținul pe care îl aveți, dar cine știe ce binecuvântări veți primi în viață. Dar v-am dat exemplele acestea ca să pricepeți principiul. Asumați-vă responsabilitatea de a fi spravnici ai creației lui Dumnezeu. Voi, noi, toți suntem reprezentanții lui în universul acesta. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun: asumă-ți un stil de viață moderat și mulțumitor. Un stil de viață moderat. Adică, ce înseamnă moderația? Înseamnă cumpătare, echilibru, chibzuință. Înseamnă să faci lucrurile cu măsură. Știți că era, circula o ilustrație din asta, nu pot să o verific, despre Nicolae Iorga, care a fost un mare om al României în secolul 20, era și profesor de istorie. Și într-un anumit cadru i-a spus unui politician pe nume Ionel Brăteanu: ce să învăț eu de la un inginer? Brăteanu era inginer. La care Ionel Brăteanu i-a răspuns. Ionel Brăteanu era atunci prim-ministru. Și răspunde lui Iorga: măsura, domnule profesor, măsura. Asta poți învăța de la un inginer. Ideea, ați prins-o, da? Toți trebuie să învățăm măsura. Cumpătarea. Trebuie să-ți impui anumite restricții, să te abții de a face, de a cumpăra, de a arăta anumite lucruri. E corect lucrul acesta, dar nu numai atât. Poți să faci și ceva frumos cu moderația aceasta. V-ați gândit vreodată la Domnul Iisus Hristos, cum a trăit și la apostoli? Eu nu văd nimic excesiv în viața lor. Foarte modest a trăit. N-au ieșit cu nimic în evidență. Și Apostolul Pavel, în textul nostru, l-ai găsit, Andrei, Filipeni 4:13. Da. Încă o dată. Și o să mai am un verset aici. Da? Știu să trăiesc merit, să trăiesc în belșug, în totul și pretutinde m-am deprins. E o chestiune de disciplină. Acum, în Proverbe, capitolul 30, sunt trei versete aici, Proverbe 30, îl găsești tu, da? Versetul 7, 8 și 9. Uitați-vă.
Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Doi, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Asta înseamnă să trăiești moderat și să ceri lucruri moderate. Asta înseamnă că trebuie să exersezi mai mult dărnicia și milostenia. Cu cât ești mai darnic, cu atât duhul, idolul consumerismului pleacă de la tine, te lasă în pace. Cu cât cauți ocazii, nu aștepți, ci creezi ocazii să ajuți pe alții, mai ales pe cei nevoi, cu atât vei fi mai păzit de duhul acesta al consumerismului. Căutați simplitatea, faceți-vă partea față de Domnul, față de biserică. Nu puteți sluji la doi stăpâni, spunea Hristos Domnul. Trăiți mai mult prin credință, nu prin control. Și Dumnezeu va avea grijă de voi. Închei cu renumitul Matei 6:33. Da, foarte frumos. Spune Hristos aici, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu are grijă de tine. Cât te privește pe tine, trăiește moderat, cumpătat, înțelept. Asta îl onorează pe Creatorul tău. Amin.